Născut în 23 februarie 1923 în comună Gorunești județul Vâlcea După școala primară am reușit la liceul militar Craiova, unde am făcut patru ani. Dar eram singurul în, în școală, fiu de la țară. Toți erau copii de general, de mari moșieri, de nu știu ce. Și pe eu eram uh, poreclit uh, opincarul. Toți îmi ziceau opincarul că sunt de la țară și nu e că eram bine văzut de conducerea școlii militare. Și la, în clasa a patra, că sunt bolnav, că nu știu ce, m-a internat în spital, din spital la București, în spitalul militar, am venit înapoi, s-a terminat anul școlar, fără ca eu să termin anul, trebuia să dau în toamnă. În toamnă nu mi s-a mai aprobat, și în felul acesta am fost, mă rog, dat afară din liceu militar. Ca o pincar. Așa eram purificat, o pincar. Și tata, mă ce să faci acum, nu știu ce, nu știu cum, și eu, hai să merg la școala normală școala normală, loc la școala normală n-am avut decât la Târgu Mureș. La Târgu Mureș în 30 așa am, am fost primit la normală. Mă rog, a fost foarte bine. După un an la normală la Târgu Mureș a fost a, luat, a, au intervenit ungurii cu Ardealul, cu nu știu ce, cu nu știu cum și școala normală din Târgu Mureș, s-a desințat și am fost repartizat la școala normală din Craiova, pe care am terminat-o în 43, pare mi se, da? În 43, da, în 43. Am terminat-o în 43, în, la liceul militar. Și în școala militară, eu mi-a plăcut foarte mult limba franceză și la Craiova, fiind elev la Craiova, dirigintele clasei și un profesor, și mai și tu tot, tot știi franceza? Uite, sunt niște cursuri în, în, oraș de limba franceză. De ce nu vrei să le urmezi? Le urmezi, cum să nu? Și vorbeam limba franceză curent. Eu eram propus când termin școala să merg la, în Franța, nu știu ce, dar au venit nemți, au venit nemțe, au venit în Craiova, mă rog, directorul era cam nem nemțofil, i-a primit la școala normală cu sediu al conducerii unității militare germane și mi s-a spus, directorul mi-a spus să nu spui la nimeni că tu știi limba franceză. Ăștia nu iubesc pe francezi, sunt chiar contra francezilor, vezi de treabă, nu spui pe la nimeni nimic și gata. Termină cu lucrul ăsta. Bine, domnule director, așa fac, termin cu lumea cu lumea acesta. Da, asta a fost primul contact cu, cu, armata, să zic așa. Când am terminat școala normală, în iulie, în septembrie, am fost încorporat.